Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai. Începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru răspunderea celorlalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Îl am alături de mine în această seară pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Bună seara, bine ați venit! Sărămână, mulțumesc pentru invitație! Despre dumneavoastră știm așa, în linii generale, sunteți unul dintre milionarii României și ați fost etichetat de presă drept cel mai bogat dintre primarii capitalei. Ați intrat în politică în urmă cu 20 de ani, timp în care ați fost deputat, vicepreședinte PSD și președinte PSD Ilfov, iar în urmă cu 4 ani v-ați înființat propriul partid. În prezent, sunteți la al treilea mandat consecutiv de primar al sectorului 3. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem dincolo de funcții și de controverse și să aflăm ce planuri aveți pentru anul electoral 2024. Sunteți pregătit? Sper că sunt pregătit. Bine, începem. Ați intrat în politică în 2004 ca membru PSD. Vă citez. Din 2004, activitatea mea în domeniul politic s-a desfășurat în paralel cu cea din domeniul de business. Nu le-am amestecat niciodată și nu am derulat niciodată afaceri cu statul. În 2008, când ați devenit deputat social-democrat, ați renunțat la managementul privat pe motiv că politica și afacerile sunt incompatibile. Vă citez din nou. Toate bunurile pe care le găsiți consemnate în declarația de avere sunt rezultatul a 20 de ani de muncă exclusiv în mediul privat, fără vreo interferență cu instituțiile publice și cu banii publici. Domnule Negoiță, ținând cont de politica românească, pare prea frumos ca să fie adevărat. Urmează întrebarea. Ce caută un milionar de succes în politică? Asta cu milionar de succes e puțin forțată, pentru că am văzut tot felul de presa, știm că vrea să fie spectaculoasă, și am văzut articole de pildă care vorbeau despre Negoiță, milionarul, care are zeci, sute de milioane de euro și n-are cum să le facă, n-are cum, că oricine, că am încercat și alții și n-aveau cum să o facă, deci cu siguranță că a făcut ceva rău, a încălcat legea, nu se poate, oricineva l-a susținut. Alte articole care sunau cam așa, Negoiță e distrus. Uite declarația de avere, zeci de milioane de euro datorie, e îngropat în datorii, n-are cum să le plătească. E un fiasco, de asta probabil că a și intrat în politică, pentru ca să fure să-și plătească datoriile. Adevărul este undeva la mijloc, adică am făcut credite, le-am investit bine, am muncit mult și foarte serios și foarte consecvent și da, am considerat permanent că scopul existenței pe această planetă este să lași ceva în urmă și am încercat și asta mi-a fost unul din obiectivele existenței mele, să las ceva în urma mea. Adevărul acesta este ce caută un om care a realizat ceva în managementul privat, în politică. Cred că avem prea puțini oameni care au demonstrat ceva în viața asta în politică. Adică mi-aș dori ca să avem mai mulți români care să-și prezinte realizările și care să vină și să încerce să facă în zona publică ceea ce a reușit să facă în zona privată. Bine, mulțumesc, am notat, continuăm. Mulțumesc. V-ați depus candidatura pentru primul mandat la primăria sectorului 3 în 2012. L-ați învins atunci pe primarul în funcție Liviu Negoiță, cu care nu aveți niciun grad de rudenie, în ciuda numărului de familie identic. Au existat atunci voci care au susținut că electoratul a votat greșit, încurcând candidații. Citez, a fost o bătaie Negoiță contra lui Negoiță, a titrat presa. Vreau să știu dacă strategia de a candida la primăria sectorului 3 a avut la bază această coincidență de nume și cui i-a venit ideea. Urmează întrebarea. Ați mai fi ajuns primar dacă nu vă chema Negoiță? Nu cred. Coincidența de nume sau confuzie eventual nici într-un caz nu m-a ajutat pe mine, care încercam să acced într-o funcție în defavoarea celui care ocupa
acea funcție. Și da, ideea mi-a aparținut, mai ales că, dacă vă amintiți, în 2012 a existat USL. Eu eram președinte, așa cum bine a spus în bibliografie, eu eram președinte PSD Ilfov și eram pregătit să candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Doar că protocolul, chiar dacă eu stăteam mult mai bine în sondaje decât colegul de la PNL, colegul de alianță, nu se închidea USL-ul la național. Să ne amintim că PSD a renunțat la județul Buzău, de exemplu, la Botoșani, unde aveam președinte de Consiliul Județean în funcție de la PSD. Pentru că nu se închidea, erau prea multe de partea PSD și conform protocolului trebuia să... Ok. Și atunci am avut o discuție cu Victor Ponta, care era președintele PSD, și i-am cerut... Atunci i-am zis eu că să-mi dea ceva, că renunț la asta, pentru că era clar că nu se poate merge în varianta cu mine președinte, candidat din partea USL, să-mi dea ceva. Și atunci l-a crezut că îmi cer ministru. Și am zis, nu vreau ministru, vreau de muncă. Și mi-a zis, ce vrei mai concret? Și am întrebat, pe București cum stăm? În 2012 pe București PSD stătea foarte rău, cu Marian Vanghelie președinte și în rest n-aveam nimic. Și am zis... Aș vrea să zice și unde vrei, zice că la primăria generală nu putem, că avem deja discutat cu Oprescu, cu a... Și a zis, unde e cel mai greu? Acolo. Zice, vrei să mergi la 3? Zic, da, vreau să merg la 3. Eu locuiam în sector 3, de multă vreme eram legat, aveam acolo activitate economică, deci eram legat de sectorul 3. Bine. Nu a fost argumentul acela cu coincidența de nume? Clar nu. Bun. Continuăm. Ca primar, ați fost acuzat că ați transformat Bulevardul Unirii într-un bulevard al chiciului, cu pergole movlila, roz galben și borduri roșii. Dar inițiativa care a suscitat cele mai vii dezbateri a fost de departe încercarea dumneavoastră de a planta palmieri aclimatizați. La 2 zile după plantare, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat dispoziție ca palmierii să fie scoși, deoarece erau plantați ilegal, fără avizul administrației străzilor București. Prin urmare, sute de palmieri au ajuns în hala la minor. Palmierii par să fie marea dumneavoastră slăbiciune, având în vedere că aveți unul și acasă în sufragerie. Vreau să știu ce mai fac palmierii de la hala la minor, pe care primăria sectorului 3 a dat peste 1,8 milioane de lei în 2023 și dacă vă simțiți vinovat pentru această cheltuială inutilă și, făcând trimitere la o fotografie care a făcut înconjurul presei cu dumneavoastră îmbrățișând un copac, urmează întrebarea: vă luați în brațe palmierul din sufragerie? Palmierii. Am doi palmieri în living. Deci am doi chiar. Mai mari, mai mici? Amândoi sunt mici, că altfel nu încăpeau dacă erau mari. Dar nu fac o... cum să spun eu... Nu dezvolt neapărat ceva în mod special pentru palmieri, ci pentru vegetație în general, pentru tot ce înseamnă plante, pentru tot ce înseamnă verde, mai ales într-un oraș unde avem nevoie de oxigen și unde avem nevoie de cât mai mult verde. Și da, toți specialiștii ne spun treaba asta, că avem nevoie de o diversitate cât mai mare, tocmai pentru sănătatea ecosistemului. Nu trebuie să mergem pe culturi, pe tipologii foarte restrânse. Ori trebuie să găsim plante / copaci și, atenție, plante / copaci, nu doar copaci, și plante în general, care să se preteze urban. Ori, haideți ca să ne înțelegem clar, într-un oraș în care avem corcoduși, duzi, plopi, și vedem că nu ne e deloc bine cu aceste specii, mai ales când vorbesc de duzi, vorbesc de acele plante, acei copaci care fac fructe și care fac mizerie și nu-s deloc ce trebuie. Nu au ce căuta în oraș astfel de copaci sau astfel de plante sau altele similare lor. În consecință, haideți să vedem din zona de plante pretabile, copaci pretabili în oraș, să alegem o diversitate cât mai mare. Este fix ce-mi doresc. Și atenție, nu este reală cifra pe care dumneavoastră ați menționat-o, n-are nicio legătură cu adevărul. Vă luați palmieri în brațe? Nu, că sunt țepoși. Credeți-mă, frunzele alea sunt
Da, ca să glume. Iubesc plantele. Vă simțiți vinovat pentru cheltuială pe care ați făcut-o cu palmier? Niciodată. Deci am luat la un preț foarte bun și, dar ce ați menționat ca cifră n-are nici cea mai mică legătură cu realitatea. Nicio legătură. Bine. Continuăm. În 2022, primăria sectorului 3 a pierdut definitiv procesul inițiat în 2012, prin care contesta retrocedarea a 12 hectare din parcul Iore. Anul trecut, v-ați alăturat protestatarilor în fața primăriei generale și i-ați solicitat lui Nicușor Dan măsuri pentru reîntregirea parcului. Primarul general a spus însă așa. Citez, firea și negoiță au distrus șansele ca dispoziția de retrocedare să fie anulată, nu au fost în stare să vină cu dovezi că acolo a fost un parc. Între dumneavoastră și Nicușor Dan, doar parcul Iore este subiect de dispută. Susțineți că edilul capitalei s-a opus înlăturării unor țevi din sectorul 3, deși ar fi total inutile și mai mult că refuză orice dialog. Vă citez, l-am abordat sperând să stabileți o întâlnire, pur și simplu, a fugit de mine. Vreau să știu, în cazul în care ați reușit să-l prindeți pe primarul general, ce ați fi dispus să-l învățați? Urmează întrebarea, ce lecții ați putea da lui Nicușor Dan? Să fiu om. Normal. Nu cred că e nevoie, nu avem nevoie de super oameni, nu avem nevoie de, mai știu și eu, zeități, ca pe vremuri. Nu, avem nevoie de oameni normali cu care să te poți întâlni, să discuți problemele punctual și să începi să stabilești cine se ocupă, de ce se ocupă și termene și să ne stabilim împreună obiective. Gestionăm că ne place sau nu ne place unul de celălalt, că nu avem simpatii unul față de celălalt. Dar chiar și în varianta asta, gestionăm același oraș. Și Nicușor Dan nu e om normal? Și atunci, așa îmi creează mie impresia, atâta vreme cât eu nu m-am dus să-i reproșez ceva, nu m-am dus să-i cer ceva pentru mine, eu m-am dus să discut una sau mai multe probleme ale comunității pe care împreună ar trebui să o gestionăm. Și întoarce spatele și fuge. Acesta, eu nu, așa se vede de la mine că nu este un comportament de om normal. Adică nici o secundă nu mi-aș fi luat în calcul. Eu am zis, măi, înțeleg că e foarte ocupat. Probabil că n-a avut, că și mie mi se întâmplă să văd mesaje peste o săptămână, că am sute de mesaje necitite acum când discutăm. Dar de asta m-am dus acolo și am zis, calm, când credeți că am putea să ne vedem? Varianta corectă era să zic, ia vină-mă, unde e agenda? Domn primar, miercuri la ora 10, e ok? Sau nu puteți miercuri? Uite, vineri mai pot eu. De la ora 12. Vă aștept la mine. Dar nu e aia în care vă zi bună, întorci spatele și fugi. Aia nu-i comportament de om normal din perspectiva mea. Mulțumesc. În 2019 erați vicepreședinte PSD și spuneați despre Viorica Dăncilă, prim-ministru al României la acel moment, că este un personaj. Iar despre Liviu Dragnea, președintele PSD și președinte al Camerei Deputaților, că este o persoană malefică, rău intenționată. Criticile repetate la adresa colegilor de partid v-au adus în iulie 2019 suspendarea din PSD pentru 6 luni. Un an mai târziu, în iulie 2020, ați anunțat că după 16 ani vă retrageți din PSD și lansați Partidul București 2020. Ulterior ați format Alianța București 2020 împreună cu ProRomânia, partid condus de Victor Ponta, iar la alegerile locale ați câștigat cel de-al treilea mandat de primar al sectorului 3 cu aproape 44% din voturi. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră la primăria sectorului 3? Este greu să... Pentru că reabilitarea termică, am reabilitat în acești aproape 10 ani, nu, aproape 12 ani, iată că se fac, în sectorul 3, în această perioadă, am reabilitat mai multe blocuri decât s-a reabilitat în toată România, în total, cu cele 5 sectoare, cu tot. Zona de învățământ, am investit enorm. Anul trecut am început cu 1800 de locuri
dacă nu mă înșel, ceva de zona asta, 1800 de locuri în grădiniță și vreo 800 de locuri în creșe suplimentar. Zecile de mii de copaci pe care le-am plantat în sectorul 3, făcând din sectorul 3 cea mai verde zonă urbană din România. Ar fi greu să-mi aleg pasajele pe care le-am făcut în timp record anul trecut, în 4 luni și jumătate am făcut 2 pasaje și le-am făcut și pe al treilea tot anul trecut, în mod evident, curățind aerul, adică avem un aer mult mai curat și economisim peste 2 milioane de ore petrecute în trafic și peste 8.000 de tone de combustibil consumate mai puțin în fiecare an doar pe acele investiții. Hala la Minor, parcul Pantelimon, pe care urmează să-l finalizăm în acest an, e greu de găsit cel mai bun proiect, ci cu toate, cred că ne ajută să ne îndeplinim, de fapt, obiectivul pentru care existăm ca primărie, ca instituție, să facem ca viața oamenilor să fie mâine mai bună decât viața pe care am trăit-o până astăzi. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu prima întrebare roșie. M-ați speriat. În 2021, președintele PSD Marcel Ciolacu spunea așa: mi-aș dori ca Robert Negoiță să revină în PSD. Între oamenii politici există și derapaje și supărări interne, dar cred că interesul PSD va depăși aceste mici neînțelegeri. Nu de aceeași părere era însă și Gabriela Firea, care considera că dumneavoastră ați dezertat când partidul trecea printr-un moment dificil. În 2021, Gabriela Firea era privită ca un candidat sigur la primăria generală. După scandalul la Zilele Groazei din 2023, Gabriela Firea a pierdut din popularitate, iar presa vehiculează numele dumneavoastră sau pe cel al primarului sectorului 4, Daniel Băluță, ca posibil candidat la primăria generală. Îl citesc pe Bogdan Chiriac, analist politic: șansele lui Negoiță sunt mai mari decât ale doamnei Firea. Vreau să știu dacă veți candida la primăria generală. Urmează întrebarea roșie. Ați putea să o bateți pe Gabriela Firea? N-am dat niciodată într-o femeie, ca să fie treaba clară, și violența nu mi-e caracteristică mie. Vă politic, referiți în alegeri. Ați înțeles foarte bine întrebarea mea. Nu cred că se... Nu cred că va candida la sectorul 3, dar dacă intenționează să facă treaba asta, am să mă lupt pentru asta, pentru că, așa cum spunea și mai devreme, avem câteva proiecte de finalizat și țin neapărat să finalizăm. Întrebare era strictă, concret, legat de primăria capitalei. Nu, n-am cum să... N-am nicio șansă nici să o bat, nici să mă bată, pentru că n-am să candidez acolo. Și consider demersul inutil, nu mi se potrivește, nu cred că este ce trebuie. Varianta corectă, și pledez pentru asta, este să se desființeze primăria generală și să se facă o instituție care să gestioneze, să se contopească cele două instituții, primăria generală cu Consiliul Județean Ilfov, să avem o singură instituție care să gestioneze transportul public și chestiunile strategice mari și proiectele foarte mari. Iar tot ce înseamnă muncă ar trebui descentralizat, așa cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, și cred că demersul trebuie să continue, adică subsidiaritate și descentralizare. Toată treaba să fie la sectoare. Vă întoarceți în PSD? Foarte probabil că mă voi întoarce în PSD. Am deja discuție făcută cu președintele partidului, și care e și premierul României, și cu ceilalți colegi, și am convenit de comun acord că voi candida la următoarele alegeri din partea PSD. Mulțumesc. Și mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați mărturisit că Florentin Pandele, de 24 de ani primarul orașului Voluntari, a fost cel care v-a adus în PSD în 2004.
Cu toate acestea, în 2011, pe când erați vicepreședinte PSD și președinte PSD Ilfov, ați intrat în conflict. Vă citez. M-a amenințat că dacă mai fac activități politice în voluntari, își va pune derbedeii să mă bată. Voi depune plângere penală pentru amenințare și ultraj. Florentin Pandele a negat acuzațiile și a salutat ironic, citez, bărbăția dumneavoastră de a-l da în judecată. După 3 ani, conflictul era stins. Atunci, Gabriela Firea și Florentin Pandele l-au botezat pe fiul dumneavoastră cel mic. Relațiile au redevenit tensionate în 2020, după ce Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru Primăria Generală și v-a acuzat de trădare. Mai mult, ați povestit că la un eveniment privat, cuplul Pandele-Firea nu v-a răspuns la salut. Vă citesc din nou. Florin mi-a zis apoi așa, Robert, scuze, Gabi mi-a cerut să nu te salut. Vreau să știu în ce relații sunteți astăzi cu familia Firea Pandele. Urmează întrebarea roșie. Cine e mai bărbat? Florentin Pandele sau Robert Negoiță? În bărbății de genul acesta e complicat. Nu am măsurat bărbăția cu Florin Pandele. Dar e adevărat că mă știu de multă vreme cu Florentin. Este o persoană cu multe, foarte multe calități. Dar ca noi toți oamenii avem și defecte, că așa suntem, eu personal am multe defecte și mi-e teamă că multe nu le conștientizez, multe defecte. Dar, da, nu știu să, vreau să vă răspund, dar nu știu să vă răspund atâta vreme cât nu mi-am măsurat niciodată bărbăția cu Florentin. Da, Florentin Pandele e un tip robust, e un om puternic și care a dus multe bătălii pe picioare, așa că cine îl ia în joacă, părea mea că greșește. În ce relații sunteți astăzi cu familia Pandele Firea? Cu Florin relații ok, îi doresc multă sănătate, trebuia să ne vedem un weekend, dar să înțeleg că l-a lovit o gripă, îi doresc multă sănătate. Și cu Gabriela m-am întâlnit odată, a venit când eram într-o discuție cu Florentin. Eu sper că relațiile s-au normalizat, pentru că le spuneam fix asta, îi spuneam amândurora, dar mai ales Gabrielei, că uite, conflictul ăsta din Ucraina, din Orientul Mijlociu, nu câștigă nimeni, nu câștigă nimeni din conflicte, ba dimpotrivă, istoria a demonstrat că atunci când oamenii nu s-au înțeles, au suferit și unii și alții, ceea ce sper că avem inteligența necesară să putem conviețui. Vă dau timp, domnule Negoiță. Dumneavoastră ați comparat conflictul din Orientul Mijlociu cu conflictul pe care îl aveți cu Gabriela Firea. Orice gen de conflict, orice gen de conflict nu ajută pe nimeni. I-ați promis, ci bună înțelegere. Nu vă interesează PSD București și candidatura la Primăria Generală? Nu am avut o astfel de discuție. Nici o secundă. Nu mi s-a cerut, că nu aveam o problemă să asigur de chestiunea asta, dar nu, n-am avut discuții. O asigurați acum? Am făcut-o mai devreme. Bine, mulțumesc. Continuăm. V-ați născut pe 29 martie 1972 la Măneciu, județul Prahova, într-o familie modestă în care mama, casnică, și tatăl șofer făceau eforturi mari pentru a-și crește cei 4 copii, 2 băieți și 2 fete. În ciuda situației financiare delicate, ați spus că împreună cu fratele dumneavoastră, Ionuț Negoiță, ați luat lecții de pian. Și astăzi vă destindeți cântând la pian și nu de puține ori, invitat în diverse emisiuni de televiziune, v-ați etalat talentul. Aș vrea să-mi spuneți câte sacrificii au făcut părinții pentru dumneavoastră și cât timp v-a luat să deprindeți tainele pianului. Urmează întrebarea. Cine vă scrie partiturile? Beethoven, Bach, Mozart, Handel și alții suficient de cunoscuți, astfel încât să îmi pară că nu vă pot surprinde cu ceva nume atât de noi sau atât de necunoscute încât să fie o știre, dar da, și apreciez foarte mult
au un talent extraordinar și îmi face mare plăcere să interpretez creația extraordinară a lor. Și da, mulțumesc părinților că, fiind săraci, fiind o familie modestă, așa cum spunea tatăl meu șofer și mama mea casnică, au făcut mari sacrificii să ne cumpere un pian. Și nu doar eu, ci toți patru. Eu am două surori mai mari și un frate mai mic. Cu toții am beneficiat de ore de învățătură, de muzică, de la un profesor talentat, un tinerel care venea și ne învăța acasă, după care am făcut și școala de muzică la Ploiești. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Informațiile existente în presă despre meseria tatălui dumneavoastră sunt destul de contradictorii. Dumneavoastră ați spus că tata a fost șofer, în timp ce fratele dumneavoastră a declarat așa: moștenesc spiritul întreprinzător de la tatăl și bunicul meu, care au avut afaceri în timpul perioadei comuniste. Într-un alt interviu, chiar dumneavoastră ați dezvăluit că tata a avut o fabrică de cărămidă în care v-ați câștigat primii bani la vârsta de 14 ani. Urmează întrebarea: câți bani avea familia dumneavoastră la Revoluție? Ambele variante. Tatăl meu era șofer de meserie, dar a dezvoltat în paralel și acest, să zicem, business, o fabricuță de cărămidă unde munceam cu toții. Iar la Revoluție, mi-a plăcut o chestiune de stand-up, nu eram chiar la zero, aveam ceva datorii. Nu stăteam foarte bine la Revoluție, nu știu dacă aveam ceva strâns sau datorii, dar eram în zona limită. Da, nu de acolo, dar probabil că veți avea întrebări mai relevante din perspectiva unde anume ne-am dezvoltat mai bine financiar. Nu, la Revoluție nu aveam mulți bani. Aveam o mașină, o Volgă, pe care noi îi schimbasem motorul cu ajutorul unei acustică și am pus un motor de Aro Câmpul Lung. Motor diesel, pentru că era mare problemă cu benzina în perioada trecută. Și ne descurcam. Nu e ca și când răbdam de foame. Dar meniul era relativ limitat. Mulțumesc. Continuăm. Conform propriilor declarații, banii câștigați la 14 ani în fabrica de cărămidă a tatălui dumneavoastră i-ați înmulțit rapid după ce ați cumpărat o drujbă cu care tăiați lemne pentru vecini. La 19 ani ați plecat în Iugoslavia, unde ați lucrat câteva luni pe un șantier și de unde v-ați întors cu 6.000 de mărci. Vă citez: o bună parte din bani i-am dat pe o mașină din dorința de a ieși în evidență. Într-un an am pus mașina pe butuci și mi-am dat seama ce greșeală am făcut. În 1992 ați fost încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar obligatoriu la o unitate antiaeriană din Ploiești. Domnule Negoiță, ținând cont de mărturiile contradictorii ale invitaților cu livret militar de la această emisiune, am să vă pun aceeași întrebare. Urmează întrebarea: v-a făcut armata bărbat? Da și nu. Într-adevăr, armata cred că uniformizează și responsabilizează în mare parte, dar trecusem deja prin multe experiențe înainte să ajung în armată și pentru că era vorba de bani, primii bani pe care i-am făcut personal, adică eu cu fratele meu, a fost cu drujba, într-adevăr, cum bine ați menționat mai devreme, și cu familie, evident că lucram cu toții în acea fabricuță. Și armata, da, poate și asta ar fi necesară pentru unii pe care îi văd eu așa că nu prea se regăsesc. Armata te ajută să te regăsești pentru că te responsabilizează. Nu cred că armata m-a făcut bărbat, pentru că deja trecusem prin multe provocări, inclusiv experiența cu Iugoslavia, care a fost o experiență destul de dură, adică am plecat eu cu fratele meu, care el era minor,
într-o țară străină unde nu știam să dăm nici bună ziua în limba țării respective, în limba acelui popor. Și am muncit mult, am muncit din greu și am venit acasă cu niște bătături serioase la mâini și la picioare. Pentru că, repet, am muncit inclusiv sau mai ales fizic, n-aveam nevoie neapărat de armată care să o maturizeze. Mulțumesc. Continuăm. În 1993, Ionuț Negoiță a plecat în Franța, iar 8 luni mai târziu, după liberare, l-ați urmat și dumneavoastră. Vă citesc. Timp de 2 ani am muncit în construcții, pe șantier, de la zugrăveală la reabilitări, gresie, faianță, tot ce se putea face, mocheta, amenajări interioare. V-ați întors în țară cu 100.000 de dolari și ați pus bazele unei afaceri. Vreau să știu cât timp v-a luat să ajungeți meseriași. Urmează întrebarea. Cine pune mai bine faianță dintre frații Negoiță? Nu am mai lucrat în domeniul construcții, în execuție, efectiv. Dar puneam faianță bine și nu doar în Franța. În Iugoslavia tot în construcție am lucrat. Zidărie, tencuiel, gresie, faianță. Zugrăveală, glet. Și în Iugoslavia ca și în Franța. Fratele meu era un meseriaș foarte bun și foarte muncitor și foarte serios. Am făcut o echipă foarte bună împreună și nu m-aș risca să zic că pun mai bine decât el, pentru că și el e un meseriaș foarte bun. Suntem, amândoi făceam echipă și amândoi făceam o treabă bună și amândoi foarte muncitori din familie. Foarte muncitor, pentru că tatăl meu se ducea și lucra la program de șofer și după program venea și ne lua pe noi și ne muncea adevărat, inclusiv în weekend. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. În Franța mi-am schimbat modul de a gândi, de a face business. Cel mai mare câștig a fost mentalitatea. Mi-am dat seama că niciodată nu am să fiu angajat. Nu sunt genul care să aștepte avansul și lichidarea de la o lună la alta. Prin urmare, în 2003 ați inaugurat primul dumneavoastră hotel. Un an mai târziu, pe al doilea. Apoi a urmat deschiderea primului parc acvatic de agrement din zona capitalei. În 2007 ați inaugurat unul dintre cele mai mari hoteluri din Europa cu 1460 de camere, un proiect pentru care ați primit distinția Think Big în cadrul unei gale pentru tinerii manageri și premiul special pentru cel mai îndrăzneț proiect de afaceri. Dumneavoastră susțineți că încă de la debutul în afaceri, vă citesc din nou, stilul meu de viață este mai aventurier. Îmi place să explorez. Urmează întrebarea roșie. V-ați aventurat vreodată prea mult? Da. Da, face parte din felul meu de a fi. Sunt într-adevăr un explorator. Cred că dacă trăiam în vremea lui Christopher Columb, probabil aș fi luat-o înainte. Da, de asta am făcut și foarte bună echipă cu fratele meu. Pentru că fratele meu este mult mai prudent decât mine, mult mai așezat. Eu sunt să fac lucrurile să se întâmple repede, și destul de nonconformist. Adică regulile sunt foarte bune până aici. Restul trebuie să creăm, trebuie să dezvoltăm noi, trebuie să inventăm. Și... cred că fac parte din cine zicea că niciodată oamenii normali n-au dezvoltat lumea. Lumea a fost dezvoltată de către oamenii mai puțin normali și cred că fac parte din acea categorie. Nu pasc pe, adică nu merg pe cărări bătătorite, decât dacă n-am altă variantă. Dar da, așa este felul meu și... că de asta suntem oameni, că facem greșeli. Am cu toată tendința să forțez prea mult. Și... dați-mi un exemplu. Nu știu. Înainte să intru în politică, de exemplu, m-am hotărât să fac, după ce am făcut cel mai mare hotel din Europa, că era cel mai mare hotel din Europa, Ring Grand Hotel, am încercat să facem cel mai mare mall din România. L-am început, a venit criza și mi-am dat seama că am exagerat și ne-am și oprit. De altfel, este oprit și astăzi. Și atunci mi-am dat seama că am nevoie de ceva care să mă motiveze.
să mă motivez eu cu ceva greu, ceva diferit. Așa am intrat în politică. Bine. Am notat, mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Criza financiară din 2008 va determina să transformați o parte din cel mai mare hotel din Europa în blocuri de locuințe. Din cele peste 1400 de camere ale hotelului, aproape 800 au devenit apartamente cu două sau trei camere. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, motiv pentru care ați construit în Popeșile Ordeni un nou complex rezidențial. În 2012, presa nota că incendiul izbucnit acolo din cauza unui scurt circuit a afectat 640 de persoane. Ați susținut atunci că nu aveți nicio responsabilitate față de familiile rămase pe drumuri, pe care totuși le-ați mutat la hotelul dumneavoastră. La momentul acela, jurnaliștii notau că blocurile lui Negoiță sunt o bombă cu explozie întârziată, că ansamblul rezidențial nu are autorizație de la ISU și nici de la Garda de Mediu, fiind construit prea aproape de o groapă de gunoi. Urmează întrebarea roșie. Cât de sigur construiește Negoiță? Foarte sigur. Nu știu să vorbesc acum despre declarații, dar lăsăm realitatea să vorbească faptele. Nimeni n-a rămas pe din afară, au fost cazați în acea zi, au fost cazați la hotel, condiții de hotel, iar locuințele au fost refăcute pe cheltuiala firmei. Adică responsabilitate totală. Nimeni n-a avut nimic de suferit de acolo și, ca să fie situația mult mai clară decât atât, n-am niciun merit în toată treaba asta. Îi mulțumesc încă o dată fratelui meu, care este un tip foarte serios și foarte responsabil și care a reparat tot ce trebuia reparat și a refăcut tot ce trebuia refăcut și, într-adevăr, acolo nu exista aviz de la ISU, pentru că nu necesita aviz de la ISU. Deci acolo nu s-a încălcat nicio regulă. Ulterior am înțeles că legislația a fost modificată, dar atunci nu era nevoie, era negație de la ISU, pentru că nu necesita aviz o astfel de construcție. Iar la întrebarea dumneavoastră, da, ce construim nu este foarte sigur. Mulțumesc, continuăm. În 2008 spuneați așa: eu mă ocup în special de construcții, iar Ionuț de finisaje. Sora mea mai mare este director la hotel, iar cea mică are o afacere cu termopane. Ați format o adevărată echipă cu fratele și surorile dumneavoastră și ați preferat să vă conduceți singuri afacerile, fără să angajați manageri străini. Pe dumneavoastră și pe fratele dumneavoastră, presa v-a descris în următorii termeni: Robert este vizionarul, omul cu ideile, și Ionuț vine cu cifrele, cu temeinicia. Robert este vulcanicul și uneori are idei care frizează science fiction-ul. Ionuț este mai analitic și mai tehnic. Dincolo de aceste portrete flatante, ați recunoscut că nu a fost doar lapte și miere în relația dumneavoastră. Vă citez: am mai avut și noi probleme care plecau de la bani, dar ne-am pus de acord și le-am lăsat baltă. Vreau să știu dacă sunteți un frate bun pentru Ionuț și pentru surorile dumneavoastră. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați certat de la bani cu frații dumneavoastră? Niciodată. Niciodată. Am avut diferențe de viziune pe anumite chestiuni, dar nu mi-amintesc să mă fi certat vreodată cu fratele meu sau cu surorile mele de la bani vreodată în viața asta. Sunt în continuare cei mai buni prieteni ai mei, mai ales fratele meu, că e normal, suntem doi frați și m-am înțeles și am crescut împreună și suntem făcuți să, ca frații, să ne avem bine ca frații. Cu surorile de asemenea, ce ați spus acolo este în foarte mare măsură, nu doar adevărat, și chiar mă regăsesc, adică, da. Nu, și ca frate mai mare, cred că e normal să las de la mine. Și sunt chestiuni care țin de relația mea cu fratele meu, pe care îl iubesc foarte mult. Bine. Cât de des lăsați de la dumneavoastră? De câte ori este nevoie. Relațiile interumane sunt cel mai greu de gestionat, dar și cel mai frumos atunci când reușești. Cu ce lucrez astăzi ca primar? Jobul constă fix în relații interumane, permanent interacționez cu
cu cetățeni, cu aproapele. Este nu ușor. De multe ori îți vine să... Dar e și frumos și motivant. Chiar merită efortul și o știință, o știință pe care o trebuie să o descoperim fiecare dintre noi, nu doar în fiecare zi, în fiecare secundă. Mulțumesc. Continuăm. În ciuda declarațiilor dumneavoastră, au existat voci în presă care au susținut că debutul și succesul rapid al fraților Negoiță în afaceri se datorează lui Constantin Anghelache, unchiul dumneavoastră. Jurnaliștii l-au descris ca pe unul dintre oamenii cheie ai lui Nicolae Ceaușescu, care supraveghea conturile secrete ale securității din Elveția sub acoperirea de oficial FIFA. Citesc din presă, Anghelache a făcut la începutul anului 1990 mai multe vizite în Europa Occidentală, inclusiv pentru închiderea unor conturi și efectuarea unor transferuri caracterizate neoficial de băncile respective ca fiind substanțiale. Pentru cine au fost făcute aceste transferuri, nu se știe. În 2013, la vârsta de 67 de ani, Constantin Anghelache a fost numit președinte executiv la Dinamo, acolo unde fratele dumneavoastră era finanțator. Vreau să știu în ce relații sunteți cu unchiul dumneavoastră, Constantin Anghelache. Urmează întrebarea. Ați profitat de conturile secrete ale securității? Niciodată. Nu, nici nu știu dacă ele au existat sau nu, n-am nici cea mai mică idee, iar cu domnul Anghelache, eu pe domnul Anghelache l-am cunoscut când a intrat fratele meu la Dinamo prin intermediul fratelui meu. Eu înainte nici nu știam că există domnul Anghelache. Și este absolut real și absolut adevărat. Am înțeles că ar exista și o legătură de rudenie. Nu mă întrebați cum, nu mă întrebați dacă e adevărat, că nu știu, dar, repet, eu l-am cunoscut prin intermediul fratelui meu atunci când a intrat la Dinamo. Asta e, iar după ce, nu chiar înainte ca fratele meu să se retragă de la Dinamo, știu că a încheiat colaborarea cu domnul Anghelache. Așa că mai multe despre deci treaba este asta... dumneavoastră. Nu! Nu mi-a fost niciodată, domnul Anghelache, vă spun sigur, unchi, sigur nu. Vi spun pe toți, pe nume, am 5 unchi. Nu se află printre ei, nici măcar unchi de verișoară, cu toate dar că nu cunosc. Rudă? Așa am înțeles că ar fi un grad de rudenie, dar nu știu să vă spun pe ce filieră și în ce fel, că nu știu. Nici într-un caz n-am fost rude apropiate, nu ne cunoaștem familie, eu nu știu dacă e căsătorit sau are copii. Nu știu, n-am ținut legătura ca și rude. Repet, l-am cunoscut în conjunctura în care fratele meu a preluat Dinamo, iar eu ultima dată pe domnul Anghelache l-am văzut cu mult înainte ca fratele meu să renunțe la Dinamo, pentru că a încheiat colaborarea cu dumnealui. Și atât. Mulțumesc. Continuăm. În septembrie 2009, ANAF a început să controleze tranzacțiile din sectorul imobiliar realizate de dumneavoastră în anii 2006-2008. S-a constatat că datorați bugetului de stat aproximativ 28 de milioane de euro, reprezentând TVA-ul pentru aceste operațiuni. O lună mai târziu, ANAF vă punea sub sechestru averea pentru neplata datoriilor, iar dumneavoastră a susținut că astfel ați fost pedepsit pentru că ați refuzat să dați bani pentru a evita controlele. Vă citez. Am fost contactat de niște persoane și mi s-a propus, sau mă rog, mi s-a sugerat să plătesc 500.000 de euro ca să fiu lăsat în pace. Altfel, o să am probleme mari. În 2011, ANAF a scos la licitație 58 de apartamente, parcări cu o capacitate de peste 600 de locuri și un teren intravilan în valoare totală de 5 milioane de euro pentru a recupera din datoria dumneavoastră către stat. Întrebat dacă vă afectează măsurile fiscului, dumneavoastră ați replicat așa: nu comentez, nu mă preocupă. În afară de politică, nu mai fac nimic, nu am timp. Sunteți la al treilea mandat de primar, iar în 2023 presa nota că aveți în continuare averea sub sechestru. Urmează întrebarea. Ce datorii mai are la stat primarul de la 3? Datoria de bun cetățean, plătitor de impozite, întocmai și la timp, conform legii. Și... da, am fost pe această speță, am fost cercetat de DNA vreme de 11 ani. De evaziune fiscală, de lapidare,
spălare de bani, nu știu ce m-am mai pus acolo, că aveam, cred că erau vreo 7 capete de acuzare. În 2020, iată că se fac 4 ani, am primit clasarea dosarului confirmată de Înalta Curte de Casație după ce a făcut contestație ANAF-ul, care și în Alta Curte a păstrat decizia de clasare a dosarului pe motiv că faptele nu există. Și urmează să rezolvăm chestiunea în civil. De altfel, din informațiile pe care le am, toți cei care atunci, ca să nu fie doar negoiță, au luat mai mulți la pachet. Mai mulți. N-a mai rămas nimeni cu avere sub sechestru sau cu, știu și eu, cu conturi poprite sau mai știu și eu, pentru că cu toții și-au reglat problema, mai puțin eu, pentru că am fost blocat în perioada de 11 ani, câtă vreme a fost cercetarea penală, când civilul este suspendat până se rezoluționează, se rezolvă penalul. Și da, astăzi când discutăm, nu știu ce datorii am, dar sunt datoriile pe care, impostul pe salariu, pe care, în mod normal, instituția la care lucrez, am credința că le virează întocmai și la timp. Bine. Continuăm. În 2021 spuneați așa: eu am făcut multe investiții, dar niciodată nu m-am lăfăit în lux. Am considerat că este de prost gust. Eu locuiesc într-un apartament cu 2 camere. În plus, de 12 ani nu am voie să am cont la bancă, la magazin plătesc cash. Vreau să știu cum reușiți să vă descurcați în zilele noastre fără card bancar și dacă lăsați o mică atenție la caseria primăriei când vă ridicați salariul. Urmează întrebarea: cu cât cash umblați la dumneavoastră? Atât cât să îmi ajungă. Nu, chiar nu cheltuiesc. Am fost, astăzi mi s-a făcut foame chiar înainte de emisiune și am fost la un magazin, căruia nu-i rostesc numele, un magazin foarte cunoscut de cartier, și m-a costat 46 de lei și am cumpărat cât să mănânc 3 zile. Nu consum mult. Și da, în continuare locuiesc într-un apartament cu 2 camere și în continuare nu mi se pare deloc de bun simț să cheltuiești. Apropo de mersul în Franța, în Germania, în Occident în general, în care este o atât de mare diferență de mentalitate. Suntem oameni. În Japonia, deci cine vrea să învețe o lecție de umanitate, duceți-vă, oameni buni, în Japonia. Știți care e mobilierul din sala tronului? Singurul împărat care a rămas pe planetă? Tronul. Am vorbit cu domnul ambasador, domnul Șerban, locuitor al sectorului 3, și când și-a luat acreditarea, a întâlnit regele în sala tronului și l-am întrebat impresii despre Japonia și mi-a spus: domnule, sunt de o austeritate greu de imaginat. În sala tronului nu există decât tronul. O să vă întreb, cred că sunt japonez în origine. Câți bani aveți cash la dumneavoastră acum? Cred că am vreo 2000 de lei, poate 3, dar vreau să vă spun că sunt albaștri de la blugi, pentru că i-am acolo, că i-am să-i țin, că i-am. Aha. E bine, mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Jurnaliștii la Royce Project susțin că în urma scurgerilor de informații cunoscute sub denumirea de Pandora Papers, au descoperit că dumneavoastră și fratele dumneavoastră, Ionuț Negoiță, ați face parte din centrul de comandă al unei rețele de companii offshore care derulează afaceri pe teritoriul României, fără însă a achita taxele și impozitele aferente. Citez din ancheta Rice Project. Offshore-urile au fost integrate într-o rețea de firme românești care a beneficiat de fonduri publice de la primăria condusă de Negoiță. Reamintesc faptul că procurorii români v-au cercetat în 2016 pentru evaziune fiscală, un dosar clasat în 2020. Urmează întrebarea roșie.
Câți bani învârtiți în paradisuri fiscale? Niciun leu. Eu n-am avut niciodată firme în afara țării. Deci, niciodată. Se filmează. Credeți-mă, n-o să întâlniți vreodată vreo declarație de-a mea în fals, vreodată în lumea asta. Eu, Robert Negoiță, nu am avut de-a face cu așa ceva vreodată în această viață. N-am ce să comentez mai mult. În rest, pot spune poate spune oricine orice. Nu am avut de-a face cu așa ceva. Eu am avut totul asumat. Mai mult decât atât. Eu când făceam, când derulam, că de asta a și venit ANAF, eu le-am făcut persoană fizică. Nici măcar societate n-am avut. Din asta, PSRL sau ESA, din asta în România. Nu, era pe autorizație de construire, pe teren, pe clădire, pe contractul de vânzare, cumpărare. Era Robert Negoiță, Popescu Ion, cumpără de la Robert Negoiță, nu tu ESA, nu tu SRL. Care e legătura cu offshore-ul? Eu, Robert Negoiță, sunt persoană fizică. Eu nu sunt offshore. Câți bani învârt eu? Zero. Și o spun cu regret, adică mie mi-ar fi plăcut să am niște varianta legală, în mod evident. Dar din nefericire nu le-am. Dar dacă cineva știe de ele, eu l-aștept să-mi dea actele de la societăți, pentru că eu le vreau. Eu le vreau. Din nefericire nu le-am avut până acum, nu știu de ele, dar repet, oricând îi aștept cu brațele deschise să vină să mi le dea. Bine. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Mergem cu întrebarea roșie. Vă citez. În școală eram preocupat să fac bani ca să mă țin de carte. Cred că la BAC am avut nota 8. Presa a menționat că a susținut examenul de bacalaureat abia la vârsta de 31 de ani, iar adversarii dumneavoastră politici nu au ratat ocazia să precizeze, citesc din presă, la un liceuț ascuns din Ilfov. Cu bani poți cumpăra aproape orice. Ținând cont că în 2003, când a susținut și luat examenul maturității, dumneavoastră și fratele dumneavoastră erați deja milionari, vreau să știu cât de importantă a fost diploma de bacalaureat pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați dat șpagă la BAC? O întrebare atât de directă. Nu cred. Nu cred. E mult. E mult. S-a făcut mult de atunci. Dar apropo de cunoștințe, sunt tineri ăștia din familie și nu doar din familie. Când vreți, facem o emisiune, orice vreți dumneavoastră, cu științe generale și cu științe tehnice și cu ce considerați dumneavoastră. Îi bat rău pe absolvenții de bacalaureat de anul trecut, că anul ăsta nu s-a... Ultimii absolvenți de bacalaureat. Cred că îi bat rău, rău, apropo de cunoștințe. De ce ai dat șpagă dacă... Mi-au plăcut de la fizică la chimie. La matematică aveam ceva probleme pe algebră, dar pe geometrie stăteam foarte bine. N-am înțeles, de exemplu, la integrale, de ce trebuie să știu eu să calculez lungimea unei funi în sac sau chestiuni cu care nu înțelegeam de ce trebuie să le învăț. Și acolo aveam rezerve mari. Ca, de exemplu, n-am învățat niciodată cele 120 sau 140 de oase pe care le avem noi, că nu înțelegem de ce trebuie să învăț eu treaba asta. Dar, și acum vă spun, tubul digestiv, arborele circulator, funcția renală și funcția hepatică și multe sisteme pe care le știu de la anatomie, pentru că știu, am înțeles de ce e necesar să le învăț. Bine, o să vă întreb altfel. Există vreo șpagă pe care ați dat-o, de care să vă amintiți? Da. Vă rog, vă dau timp. Am făcut inclusiv, pentru că în anii 90 era junglă în România, nu trăiai fără. Și da, probabil că n-ați descoperit, dar s-a scris în presă despre faptul că eu am organizat un flagrant undeva prin anii 2000 sau 2001. Un flagrant pentru că m-am săturat de haosul în care trăiam și de faptul că trebuia să dau șpagă la fiecare sfert de oră. Mă rog, am exagerat cu sfert de oră, dar era un modus vivendi. Vă dau timp.
Câtă șpagă? La flagrantul acesta, nu există. Cred că era 5.000 de lei. Pentru? Pentru o amendă care urma să nu o plătească, să ne o plătesc pe o faptă inexistentă cu... Bun, era așa. Au venit de la Sanepid și ne-au amendat la depozitul de mochetă, pentru că, vezi, doamne, nu avem stație de epurare pentru ape industriale. Pentru ape industriale. Asta era în articolul de lege și mi-au dat amendă 15.000 de lei și au capsat de procesul verbal o carte de vizită în care îmi solicita să le contactez pe doamne. Și le-am contactat, dar cu tehnică pe mine și cu banii scriși cu mită pe ei. Iar cei care nu mai suportă astăzi, sper că nu mai e cazul, dar cei care nu mai suportați de dat șpăgi, că nu puteți trăi fără ele, faceți ce am făcut eu, că n-am cum să vă învăț să faceți altceva decât exemplu personal. Periculos, domnule Negoiță. Mulțumesc, continuăm. Să se ferească de mine toți cei care sunt cu șpăgi. Mulțumesc. Continuăm. După ce ați luat bacul la 31 de ani, pare că ați prins gustul învățăturii și v-ați pus cu burta pe carte. În 2004 ați început să urmați în paralel cursuri la două facultăți particulare, de drept și de turism. După absolvirea lor, v-ați înscris la doctorat la Academia de Poliție. Deși în CV-ul dumneavoastră nu este menționat vreun master, condiție obligatorie pentru înscrierea la doctorat, în 2012 ați devenit doctor în științe juridice cu teza pe subiecte economice, criza economico-financiară și impactul acesteia asupra echilibrului social. În iulie 2016 ați fost acuzat de plagiat și s-a cerut retragerea titlului de doctor. Dumneavoastră ați precizat că nu regretați pierderea diplomei, vă citez, singurul lucru pe care îl regret este acela de a mă fi lăsat tentat în trecut de această modă a titlurilor academice. Urmează întrebarea, de câte ori v-ați luat după alții? Am spus-o mai devreme că sunt un rebel și nu merg pe cărări bătătorite, dar... îmi amintesc că era atunci o perioadă în care pur și simplu nu mai scăpam. Nu era unul. Nu mai reușeam, nu mai prideam să mai refuz invitații. Vino că sunt eu un drumător de doctorat. Vino că faci doctoratul la mine. Nu, dar vino să faci doctoratul la noi. Credeți-mă, am început doctoratul undeva ca să scap de presiune. Bă, nu, mulțumesc mult, am început deja doctorat. Și trecea timpul și așa am înțeles, nu sunt un specialist, dar am înțeles că trebuie să te încadrezi în niște timp și a trebuit să trag de el și să-l fac, că nu aveam timp să mă ocup neapărat de chestiunea asta, dar cum necum l-am scos. Doctorat care, să se noteze, declarație publică, în afară de cunoștințele pe care le-am asimilat cu acea ocazie, nu mi-a folosit niciodată la nimic. Inclusiv când am fost cercetat pentru chestiunea asta, asta au încercat să stabilească prejudiciu. Eu niciodată nu am avut vreun avantaj de vreun fel în urma acelei diplome, în afară de cunoștințele pe care le-am acumulat cu acea ocazie. Și credeți-mă că este 100% adevărat. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. La 24 de ani, în 1996, v-ați căsătorit cu Magdalena, femeia cu care aveți doi copii. 12 ani mai târziu, ați pus capăt mariajului, chiar dacă fosta soție v-a acuzat de infidelitate, a mărturisit că ați rămas în relații de prietenie și a spus așa, am împărțit tot. Despre bunuri sau avere nu a fost cazul, atunci când am divorțat, el nu avea nimic. Această declarație este surprinzătoare dacă ne gândim că în 2008, anul în care ați divorțat, figurați împreună cu fratele dumneavoastră Ionuț Negoiță, pe locul 18, în top 300, cei mai bogați români, cu o avere estimată atunci la 390-420 de milioane de euro. Vreau să știu de ce totuși fosta soție spunea că nu aveți nimic. Urmează întrebarea roșie. Ați ascuns banii de soție? Nu. N-aveam de ce. E foarte complicat pentru mine să comentez declarațiile altcuiva.
și să încerc să-mi imaginez ce a vrut să spună cu chestiunea asta. Cu siguranță că nu știa aproape nimic din activitatea mea. N-a fost niciodată implicată în activitatea mea. Dar dacă faptul că în urma divorțului a rămas cu casă, mașină și tot ce avea nevoie și toate lucrurile astea înseamnă nimic, atunci, într-adevăr, n-aveam nimic. A rămas cu tot, a rămas cu tot. Casa în care stai, așa cum e ea, mașina pe care o conduci, telefonul, tot și tot. Rest nu știa. Nu, probabil că ar fi avut tentația să ceară, dar nu știa ce. Că nu, iar eu, permanent, la minte, totul a fost legal, dar asta nu înseamnă că știa oricine ce am eu. Iar societățile comerciale sunt bunuri mobile care nu se împart. Iar nu era mai dificil să... Deci ați cam ascuns banii nu, de soție. Nu, eu n-am premeditat. Nu fac chestii de genul ăsta. Nu, eu sunt chiar un om serios și când plec la drum, plec cu cele mai bune intenții. Că drumul nu duce acolo unde preconizăm noi sau ne-am dorit noi să ducă, e un alt subiect. Am notat, continuăm. Deși în 2008, după divorțul de prima soție, ați obținut custodia comună pentru cei doi copii, Luis Rafael și Carina Eva, în 2011 spuneați așa, copiii locuiesc în casa părinților mei, alături de cele două surori ale mele și de copiii lor. În 2015, presa nota că fiul dumneavoastră, pe atunci în vârstă de 17 ani, lucra ca recepționer într-unul dintre hotelurile dumneavoastră, iar în 2019 figura ca angajat la administrarea domeniului public, o instituție aflată în subordinea primăriei sector 3, de unde încasa lunar un salariu de 1700 de lei pe lună. În 2021, fiul dumneavoastră lucra la o firmă privată despre care presa scria că este asociată fraților Negoiță și încasa lunar peste 7000 de lei. Urmează întrebarea. V-ați mai angajat fiul la primărie? Nu l-am angajat niciodată, așa că întrebarea cu l-ați mai angaja presupune că a mai lucrat la primărie fiul meu, ceea ce nu este deloc real. Deloc. Fiul meu, Luis, îl iubesc mult. Nu, n-a lucrat niciodată la primărie. Cel puțin nu cu știința mea. Dar ca să ne înțelegem, nu fac eu angajările. E o glumă. Evident că n-ar fi putut să lucreze la primăria sector 3 fără ca eu să știu. Nu a lucrat niciodată la primăria sector 3. Așa că n-am cum să îl mai angajez. Nu am cum. Chiar dacă aș vrea. Nu se l-ați angaja? Nu. Nu, pentru că se interpretează. Nu înseamnă că e neapărat corect. Pentru că dacă eram în zona privată, 99% că îl țineam aproape de mine. E firesc pentru mine ca tată să-l țin lângă mine pe băiatul meu de care să mă folosesc. Cei care își formează greșit pruncii sunt cei mai mari dușmani ai lor. Eu de principiu, pune-l la treabă, învață-l viața reală. Eu dacă îl țineam lângă mine, îl munceam adevărat pentru binele lui. Nu-i faci vreun bine pruncului tău, că el băiat sau fată. Nu-i faci vreun bine dacă îl ții așa, să-i creezi o percepție greșită despre realitate și fără să aibă ocazia să învețe ceva, să se dezvolte, să devină mai valoros, să se poată descurca și singur. Pentru că vedeți cum e viața asta. Suntem, mâine nu mai suntem. Nu cred că e bine din partea părinților să țină copiii dependenți de ei. Adică fără capacitatea de a se descurca fără părinților. Am notat, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie.
Deși presa a speculat că ați fi avut o relație cu Sorina Docuz încă din perioada în care aceasta era minoră, dumneavoastră a susținut că relația a început în 2009, an în care fosta Miss Buzău și-a servat majoratul. Diferența de vârstă, de 19 ani, nu părea să fie o problemă, iar în vara anului 2013 v-ați căsătorit în secret. În toamna acelui așa an, ați devenit părinții unui băiețel pe care l-ați numit Cezar Vlăduț. Deși păreați o familie fericită, după numai 3 ani, în 2016, presa a notat că v-ați despărțit fără scandal, la notar, fapt confirmat și de fosta dumneavoastră soție, o citez. Suntem adulți și am rămas prieteni, indiferent de ceea ce s-a întâmplat între noi. Urmează întrebarea roșie. De ce ați divorțat a doua oară? Foarte complicat. Aș prefera să nu răspund la această întrebare. Nu-i deloc de râs. În continuare, să vedem partea bună a lucrurilor. Sorina Docuz a făcut parte din viața mea. E o perioadă foarte frumoasă a existenței mele. Îi datorez mult respect și multe amintiri frumoase. Un băiețel extraordinar, Vlăduț Cezar, așa cum bine ați menționat, din vina mea. Dar v-aș ruga să fiți de acord să nu intru prea mult în detalii. Vina mi-aparține în proporție de 100%. Este o femeie extraordinară, Sorina, și un om de super bună calitate. Sunt foarte fericit că am avut ocazia să o cunosc pe Sorina Docuz. Mulțumesc, continuăm. În 2015, vă mândreați în mediul online cu desenele fiului dumneavoastră, Cezar Vlăduț, pe atunci în vârstă de 2 ani, și precizați, spre surpriza multora, că îl duceți la o creșă de stat. Vă citez. Orice creșă aflată în grija primăriei sector 3 se află implicit în grija mea ca primar. Mă preocupă educația tuturor copiilor din sectorul 3, deci și a fiului meu. În 2022, presa a remarcat însă că la inaugurarea unei grădinițe din sectorul 3, unde era realizat un puzzle cu mesajul Puie Monta, aluzie evidentă la fostul premier Victor Ponta, nici dumneavoastră, nici Sorin Câmpeanu, pe atunci ministrul educației, nu ați protestat față de mesajul trivial, ba chiar v-ați amuzat și ați făcut fotografii. Ținând cont că fiul dumneavoastră cel mic are astăzi 10 ani, urmează întrebarea. Mai aveți încredere în învățământul de stat? Foarte grea întrebare. Cred că e cea mai grea de până acum. Nu avem altă variantă. Nu e un sistem perfect, nici pe departe. E un sistem care a făcut progrese. Dar suntem dependenți ca societate de aceste sistemuri. Sistemul de justiție, sistemul de sănătate, sistemul de educație, soluția și alte sisteme, administrația publică, sunt sisteme de care suntem dependenți. Nu câștigăm dacă ne apucăm să le lovim, să le vulnerabilizăm, pentru că ne lovim singuri. Cred că soluția este să încercăm ca fiecare să contribuim pentru îmbunătățirea acestor sisteme atât de indispensabile pentru societate în general și mai ales pentru o societate pe care ne-o dorim modernă și prosperă. Și când m-ați întrebat despre principalele realizări, nu întâmplător am vorbit despre sistemul de învățământ. Chiar am investit, acum când discutăm, avem în reabilitare peste 50 de corpuri de creșă, grădiniță, școală, pe care le facem într-un fel în care să fim mândri că suntem cetățeni UE, nu mai zic de București, sector 3 sau România. Da, trebuie să avem încredere în sistem, dar mai mult decât încredere trebuie să avem responsabilitatea de a conștientiza că fiecare dintre noi trebuie să contribuim la normalizarea și la îmbunătățirea acestor sisteme absolut necesare. Mulțumesc. Continuăm.
sunteți foarte activ în mediul online și îi informați constant pe urmăritorii dumneavoastră despre proiectele pe care le desfășurați. Prietenilor virtuali le împărtășiți și momente din viața privată, respectiv fotografii în care stați mândru alături de copiii dumneavoastră, despre care spuneți că sunt fantastici. Conform informațiilor din presă, aveți 3 copii, Luis, Carina și Cezar, însă pe rețele de socializare ați postat mai multe fotografii cu micuța Maya, despre care ați spus că este menzina familiei. În 2022, în descrierea unei fotografii cu ea, chiar ați menționat așa: are tata o fetiță frumoșică foc, de fapt are 2, una e domnișoară, cealaltă tocmai a împlinit 3 ani. Urmează întrebarea: câți copii aveți? Puțini. 5. După Maia a mai intervenit și Maria Lidia. Am o fetiță mică, împlinește săptămâna asta 8 luni. Să mă trăiască. Mulțumesc. Am 5 copii, 2 băieți și 3 fete. Wow. Da, frumușele foc. Și toți sunt drăgălași și toți îmi sunt dragi. Și dacă aveți o întrebare acolo, să mă dacă aș mai face, da. Da, sunt atât de drăgălași. Și apropo de scopul existenței, important e ce lăsăm în urma noastră. Ori în urma noastră nu trebuie să lăsăm doar clădiri, bulevarde, pasaje. Mai lăsăm și copii care să ducă gena mai departe, cărora să le transmitem din experiența noastră de viață. Da, cred că este o componentă semnificativă a existenței noastre. E greu de învățat eu pe fete, dar de aceea... Am înțeles că pe băieții ați pune la muncă. Pe da. Fete? Păi și pe fete le-aș pune la muncă. Pentru că eu nu cred în femeia casnică. Nu, poate să supără cineva pe mine. Asta e. Nu cred în femeia casnică. Eu cred în femeia, nu știu dacă neapărat independentă, cu toate că da. Cred că o persoană realizată e o persoană care are o independență extinsă. E greu să învăț eu pe fetițe. Dar pentru băieți, da. Câți băieți mi-au dat Dumnezeu că fata de-asta are mamă. Da, iar tatăl poate să-i dea siguranță, încredere, așa, un oarecare ideal. Mulțumesc. Continuăm. Unul dintre politicienii la adresa căruia ați avut întotdeauna cuvinte de laudă este Marcel Ciolacu, președintele PSD și actualul prim-ministru al României. În 2020, la plecarea dumneavoastră din PSD, ați spus așa: nu am uitat, Marcel, momentele multe la număr în care ai dat dovadă de caracter și diplomație și sunt convins de bunele tale intenții în ceea ce privește viitorul partidului. Presa scrie că aprecierea ar fi reciprocă și că Marcel Ciolacu vă susține pentru candidatura, revin, la primăria Capitalei. În același timp, jurnaliștii scriu și că Marcel Ciolacu ar avea o legătură foarte specială cu Sorina Doguz, fosta noastră soție. În acest caz, nu avem cum să nu remarcăm că o femeie nu dă naștere unui război al orgoliilor masculine, ci din contră apropie doi bărbați. Urmează întrebarea: ce vă leagă de Marcel Ciolacu? Ne știm de multă vreme. Ne știm de când era viceprimar al municipiului Buzău. Și, evident, din partea PSD, chiar ne-am văzut de mai multe ori, inclusiv cu primarul Buzăului, cu domnul Boșcodeală, cu președintele Consiliului Județean de acolo, eram colegi de partid, ne cunoșteam, ne respectam, colaboram, da, și e surprinzător faptul că, iată, ce evoluție spectaculoasă a avut, și o are în continuare. Și până acum a demonstrat că face față pozițiilor pe care le-a ocupat. Să-i dea Dumnezeu putere și înțelepciune să nu dezamăgească. Da, îl respect, îl apreciez. Mai mult de atât, o istorie comună în același partid. Suntem de vârste relativ apropiate. Cam astea. Și da, până la urmă, suntem cu toții în administrația publică. Așa că
am mari speranțe că se vor întâmpla lucruri semnificative și din perspectivă reglementare și din perspectivă financiară pentru administrația publică locală, care e cea mai vitregită administrație publică locală din toată lumea civilizată, din perspectiva componentă în buget. Componenta administrației locală din total buget, suntem cei mai defavorizați din toată lumea civilizată. Și am mari speranțe că lucrurile vor fi reglate, nu de pe zi pe alta, dar că se vor întâmpla lucruri în sensul corect. Am notat. Continuăm. În martie 2007 v-ați retras candidatura la șefia PSD București cu numai câteva ore înainte de vot, afirmând că aveți informații conform cărora alegerile urmau să fie trucate. Contracandidatul dumneavoastră în acel moment era Marian Vanghelie, iar presa nota că nu prea aveați șanse de câștig. În 2015 v-ați dorit funcție de președinte PSD și v-ați anunțat candidatura la Congresul Partidului. Și atunci v-ați răzgândit și ați abandonat lupta, după ce ați discutat în privat cu Liviu Dragnea și ați aflat că a intrat și el în competiția pentru funcția de președinte PSD. În schimb, în 2010 ați câștigat conducerea PSD filiala Ilfov, fără nicio emoție, deoarece nu ați avut niciun adversar. Tot ceea ce v-a incomodat atunci a fost căldura insuportabilă din hotelul dumneavoastră unde au avut loc alegerile și în care aerul condiționat era defect. Stegulețele roșii ale PSD, cu numele dumneavoastră, au fost fluturate nu de bucurie, ci pe post de evantaie de cei prezenți. Urmează întrebarea: cât de mult v-a făcut politica să nădușiți? Da, viața în general și politica în special. Nu mi-amintesc acest episod pe care... Da, se poate întâmpla, tehnologia câteodată ne joacă feste. Politica m-a făcut de multe ori să nădușesc. Nu e un job ușor viața de politician. Și cel mai complicat este că în politică, mai mult decât în alte domenii de activitate, ați văzut ce scrie pe oglinda retrovizorie? Obiectele pe care le vezi în oglindă sunt mai aproape decât par. În politică, dacă ar fi să se scrie, s-ar scrie de cele mai multe ori sunt altfel decât par. Adică tu poți să vezi că e galben, dar de fapt să fie un albastru închis, sau dacă e să o ducem pe tabla de șah, pare a fi pion, dar în realitate e o regină, sau de cel mai multe ori nebun, care și ăla e nebun negru. Dar dar ceea ce face ca activitatea în politică să fie foarte dificilă. Dar în democrații în general, cam așa se întâmplă lucrurile. Pentru că atunci când nu înțeleg ceva aici în România, încerc să fac o analiză comparativă cu ce se întâmplă în alte țări. Să știți că nu e foarte diferit. De la Statele Unite până la Germania, Franța și în toate democrațiile cu state vechi. Mulțumesc. Continuăm. În 2010 erați deputat PSD când procurorii de ICOD v-au citat ca martor într-un dosar de proxenetism pe care presa l-a denumit sex cu fotomodele. Sub paravanul a două agenții de fotomodele, mai multe tinere, unele chiar minore, ar fi ajuns în patul unor persoane publice din România, dar și în bordeluri din străinătate. În presă au apărut stenograme în care și dumneavoastră erați interesat de compania unora dintre aceste tinere, care, la rândul lor, au declarat că v-au întâlnit în camere din hotelurile pe care le dețineți. Mai mult, una dintre ele a mărturisit că dumneavoastră vă place să vă costumați în momentele de intimitate în lupul din Scufița Roșie. Urmează întrebarea: cât v-a afectat imaginea dosarul sex cu fotomodele? Greu de evaluat, dar vreau să vă asigur că, apropo de Scufița Roșie sau de lupul, sunt niște invenții aberante. Niciodată. Nu mă vedeți pe mine cu așa ceva. De altfel, cei care, din lipsă de subiecte, vin să spună astfel de chestiuni,
ar trebui să le fie jenă de ei. Îi știu. Și mi-au spus, Robert, ce să mea, așa mi-au certe. Mai ales că acum s-au mai maturizat. Și ar putea să zică, da, n-aveam subiecte, trebuia să facem audiență. E o prostie. Despre faptul că am fost cercetat, nu, nu am fost cercetat niciodată. Am fost audiat ca martor, dar cercetat, nu. S-a încercat, mulțumesc și acum echipei de la parchet, cei care au cercetat cazul, care am informații certe, că au întrebat cu subiect și predicat dacă eu am fost implicat în ceva de acest gen. Într-o perioadă în care să plătești pentru a face sex era infracțiune. Am aflat și ulterior că e infracțiune. Eu n-am făcut-o din faptul că n-am nevoie să fac așa ceva, că n-am gândit niciodată chestiunea asta și că mi se pare o înjosire. N-am făcut-o din perspectiva faptului că e interzis legal, că nici măcar nu știam că legea interzice treaba asta. Și s-a demonstrat, chiar dacă a fost o cercetare, s-a demonstrat că nu există nicio formă de adevăr în toată treaba. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. E penibil. Am eu nevoie să plătesc pe cineva să se culce cu mine? Sunt multe chestii pe lumea aceasta, dar una mai aberantă ca asta nu s-a pomenit. În același timp, presa tabloidă a scris de mai multe ori că sunteți un nonconformist sexual. Urmează întrebarea roșie. Ați plătit vreodată pentru sex? În sensul în care este definită chestiunea, nu. Dar în sensul în care e nedefinită chestiunea? Este o întrebare foarte personală. Și, ok, la modul în care cât îți dau să, mie mi se pare că asta e sub demnitate. Dar permanent, cu toată zarva asta pe domeniu, eu știu că tatăl meu îi dădea bani mamei mele. Da, știu, eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea, dar refuz să cred că mama mea era prostituată sau tatăl meu plătea o prostituată. Haideți să diferențiem. M-am dorit și mă consider o persoană generoasă. Dar haideți să clarificăm lucrurile, ce înseamnă una și ce înseamnă alta. Nu, plată pentru sex, repet, asta și a fost cercetarea făcută de parchet în perioada în care fix asta era incriminată de legea penală. Și s-a demonstrat în urma cercetării că nu a fost vorba de așa ceva, punct. Mulțumesc. Continuăm. Presa a remarcat că în 2016, după divorțul de Sorina Docuz, v-ați găsit alinarea în brațele unei tinere cu 20 de ani mai mică decât dumneavoastră, care se putea deja lăuda la acel moment cu 3 titluri de Miss. Gurile rele au afirmat că tânăra a fost amanta dumneavoastră înainte de a vă deveni oficial parteneră. Relația nu a funcționat pe termen lung. În 2020, jurnaliștii notau că o nouă iubită v-a însoțit într-o deplasare făcută în China pe banii contribuabililor. Anul trecut, într-un reportaj realizat la dumneavoastră acasă, ați mărturisit că locuiți singur. Vreau să știu dacă vi s-a terminat norocul la femei sau dacă vă pregătiți pentru campania electorală din acest an și nu mai aveți timp pentru iubire. Urmează întrebarea. Sunteți singur? Da. Iar atunci când am fost într-o relație, nu am ascuns asta niciodată.
Și în, scuze, nu este real că iubita mea a mers pe banii primăriei sau pe bani publici pe undeva vreodată, pentru că nu a existat așa ceva. Într-adevăr, au căutat cei de la Curtea de Conturi și au găsit o diferență, că eu am fost acolo însoțit de fosta mea iubită pe banii mei. Eu i-am plătit biletul, eu i-am plătit tot. Camera, într-adevăr, era plătită de către instituție. Camera era plătită de instituție. Și în acea cameră a stat și iubita mea. Asta a fost singura interferență. În rest, nimic și vă asigur de asta. Deci sunteți singur. Da, dar dacă aș fi cu cineva, de ce aș ascunde? Nu, asta nu era întrebarea, adică... Nu, am răspuns la ea cât se poate de clar. Sunt singur, nu sunt într-o relație. Acum când discutăm, nu. Și tot anul 2023 n-am fost într-o relație. Ca să nu fie ceva de interpretat. Din 2022 nu sunt într-o relație. Bine, am înțeles. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Dacă la vârsta de 19 ani nu s-a dovedit o idee bună să investiți într-o mașină banii câștigați cu greu pe șantierele din Iugoslavia, ulterior, afacerile pe care le-ați dezvoltat v-au propulsat în topul milionarilor români, iar paparații v-au surprins de-a lungul timpului, fie la volanul unor bolizi de lux, fie conducând o frumoasă mașină roșie de epocă sau o mașină electrică. Anul trecut, presa a notat însă că ați fost nevoit să vă lăsați în garaj toate bijuteriile pe patru roți, după ce polițiștii v-au surprins circulând pe contrasens pe una dintre străzile capitalei și v-au suspendat permisul de conducere pentru 60 de zile. Urmează întrebarea roșie. Mergeți des pe contrasens, domnule Negoiță? În viață mi s-a mai întâmplat. În trafic, nu. De altfel, am și atacat în instanță acel proces verbal făcut cu rea credință de niște oameni răi, chiar dacă îmbrăcau haina statului, pentru că n-aveam cum să circul pe contrasens atâta vreme cât am ieșit din curtea primăriei, care e pe colț. Și acum nu mai încerc să fluidizez traficul, adică să intru în față ca să las pe ceilalți, nu. Ies din curte din cauza traficului infernal, n-am cum să intru, aștept până se face loc, iar cei care pe care îi stânjenesc în drum, îi stânjenește prezența mea, trebuie să înțeleagă că avem anumiți polițiști în România care, pe sub haina de polițiști, sunt milițieni de fapt. Și, fără să comentez prea mult, că eu am încercat să discut cu cetățeanul care era evident trimis acolo ca să-mi facă mie treaba asta. Probabil că vom afla cu certitudine cine i-a trimis să-mi ia mie permisul așa pe degeaba. Vom vedea, avem un proces pe rol. Vom vedea ce decide instanța, aceea se va întâmpla. Știu să merg foarte bine cu bicicleta, așa că nu mă plâng deloc. Am să mă descurc foarte bine. Mi-a spus că în viața s-a mers pe contrasens. Îmi dați un exemplu? Din perspectiva faptului că sunt un non-conformist, da, și în partid. Dumneavoastră a dat un exemplu în care toată lumea a votat cu Viorica Dăncilă, eu am votat singur împotrivă și am spus de atunci, Viorica, n-ai nicio legătură cu subiectul, am fost singur. Din punctul meu de vedere, acea acțiune a fost, da, Robert Negoiță pe contrasens, pentru că toți mergeau într-o direcție, eu eram singur care eram în direcția opusă. Cu Liviu Dragnea, la început eram singurul care eram pe contrasens cu Liviu Dragnea. Împreună cu Liviu Dragnea erau toți, sau cel puțin așa se vedeau din partea mea. Ulterior au venit și alții care au început să fie circulația în partid cu circulație în dublu sens. Ceea ce e normal pentru un partid, e normal pentru o societate să ai opinii diferite, să ai persoane care gândesc diferit și nu doar că îndrăznesc să gândească, au curajul să-și asume că din aia care pe la colț, așa să zic, nu prea,
Sunteți cam liberal așa în structură, domnule Robert Negoiță. Da. Da, chiar da. Și eu cred în liberalism. Dar e o discuție mai complicată, nu avem mai lungă. Timp. Bine, mulțumesc, continuăm. Ați călătorit în cele mai exotice destinații din lume și în 2008 v-ați arătat încântat de proiectul miliardarului britanic Richard Branson de a zbura în cosmos, chiar dacă tariful unei astfel de călătorii era estimat la 200.000 de dolari. Presa a scris de-a lungul timpului că în garderobă aveți numai costume de firmă, iar în 2023 internauții au remarcat că geaca purtată de dumneavoastră costă aproximativ 1.700 de euro. Cu toate acestea, dumneavoastră ați afirmat că nu aveți card bancar și vă descrieți ca fiind un om modest, ba la un moment dat chiar susțineați, vă citez, sunt sărac, sărac. Urmează întrebarea. Pentru ce extravaganță ați plătit din toată sărăcia dumneavoastră? Da, n-am zis eu vreodată că sunt sărac. Nu, nu-s vorbele mele, dimpotrivă, nu mă regăsesc, nu mă reprezintă, nu cred așa ceva despre mine. Apropo de garderobă, în cea mai mare parte, eu mă îmbrac de la Adina Buzatu. E vecina mea, am o relație extraordinară cu ea, este o femeie pe care o apreciez. Ultima dată ne-am văzut aseară. Și da, cele mai multe din vestimentațiile pe care le vedeți că le port sunt de la ea. Și vreau să vă asigur, credeți-mă, niciodată, de câte ori trebuie să zic eu niciodată, ca să se înțeleagă, că nu dau bani mulți pe haine eu. Ele pot părea scumpe, mă flatează, dar încerc să-mi fac un management corect, să pară de calitate, să arate bine, fără să plătesc mult. Vă asigur de asta. Sunteți econom, adică, domnule Negoiță. Chiar da. Bărbat generos, dar chiar econom. Da. Sărac nu, econom da. Bine, și generos. Haideți să vă zic o chestiune. Vă rog. Trebuie să-mi dați timp. Vă dau. Eu nu pornesc centrala termică iarna. Trebuie să înțelegeți asta. Când au venit cei de la DNA iarna trecută, e real. Zgârcit, domnule Negoiță. Nu, sunt econom, nu zgârcit. Deci, au venit la mine cei de la DNA, n-au putut să intre în casă, m-au așteptat jos la mașină, la ora 7 punct au venit la mine la mașină, cu siguranță că m-au filat și îmi știau programul. 7 fără ceva. I-am condus în apartamentul meu, unde locuiesc. Știți care a fost prima reacție? Domnul primar, unde locuiți? Aici. Haideți să mergem în baie să vedeți periuța de dinți. E udă. M-am spălat cu ea acum 20 de minute. Pămătuful de bărbierit. E ud. Eu aici locuiesc. S-au mai dus, s-au dat deoparte, sau... Nu, n-are cum, zice. Domn primar, unde locuiți dumneavoastră? Zice că noi avem mandat pe tot etajul. Puteți să aveți mandat pe tot Bucureștiul. Eu aici locuiesc. Știți care a fost replica? Domn primar, n-aveți cum să locuiți aici. E prea frig. Adevărat că erau, cred că, 15 grade. Și de ce stați? Azi dimineață am făcut print screen de pe ecranul telefonului care e racordat la aparatul aer condiționat. Știți câte grade aveam azi dimineață în încăperea în care am dormit cu geamul deschis? 12 grade. Funcționez perfect, pe mine mă deranjează căldura. Așa funcționez eu, așa stau bine eu. Dar da, e și economicos. Și atenție, credeți-mă, foarte sănătos. Deci cei care vă răsfățați la 30 de grade sunteți propriu dușman. Nu vă faceți bine deloc. Asta e părerea mea. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2012, ajuns pentru prima dată în fotoliul de primar al sectorului 3, ați menționat în declarația de avere acțiuni în valoare de 52 de milioane de lei la firmele dumneavoastră și ale familiei. În plus, în municipiul București și în județele Ilfov și Constanța, aveați în total
32 de terenuri arabile, 20 de terenuri intravilane, 4 case de locuit, 111 apartamente, 16.000 de metri pătrați de locuri de parcare, mai multe subsoluri de bloc și un spațiu de producție. Chiar dacă de-a lungul anilor ați fost executat silit de ANAF, ați rămas în continuare cel mai bogat dintre cei 7 primari din București. Presa a notat însă că, deși ați fost fotografiat de mai multe ori purtând ceasuri de lux, acestea nu apar în declarația dumneavoastră de avere. Urmează întrebarea roșie. Purtați fake-uri? Da, am purtat și fake-uri. Bun. Eu am menținut că ați spus că sunteți econom. Da. Da. N-am cum să vă răspund. Da, mi s-a întâmplat. Am văzut, am găsit la un moment dat, purtând la mână ceas original, am găsit un ceas care arăta mai bine decât ăla pe care aveam la mână. Și l-am luat. Și l-am purtat. Dar de ani de zile nu mai port deloc. Pentru că n-am. Nu. Telefonul meu este indispensabil. Și oriunde m-aș duce, îl am. Acolo e și ceas. Deci cine nu știe, îi dau o veste mare. Telefonul are ceas. Și n-am nevoie de ceas, deci nu mai port. Pentru că e și complicat. Dacă e prea scump, e opulență. Și eu cred că nu e normal. Dacă e prea ieftin, sunt burghez. Adică bă, ăla chiar își permite, n-are. Deci cel mai bine e fără. Nu mai port, de multă vreme. Și alte fake-uri, adică pe lângă ceasuri? Eu îmi cumpăr, tot ce îmi cumpăr, mi le cumpăr din zone publice. Nu bag mâna în foc că sunt sau nu fake-uri. Eu, credeți-mă, nu mă uit la branduri, nu caut branduri, ba dimpotrivă, mă deranjează și nu cumpăr, chiar dacă îmi place și are scris mare, nu cumpăr. Dar dacă arată bine, după aia văd ce brand e ăla. Și credeți-mă, sunt atâtea dealuri la promoție, sunt atâtea dealuri. Eu vă arăt încălțări superbe, luate cu 120 de euro. Da, dacă mă întrebați că e fake sau nu, nu cred că sunt fake-uri. Dar l-am la un preț foarte bun și de bună calitate și luat din magazinul lor. La reducere de 40% sau 50% și am primit o promoție în care la două perechi îți mai dădea una gratuit. Păi normal că mi-au luat trei perechi. Că vreau să și le-am scos la un preț foarte bun. Dacă mă vedeți pe stradă cu ele, o să ziceți, wow, câți bani a dat Neguiță pe alea. Nu, prietene, am luat trei perechi la preț de una. Chiar mai jos puțin. Mulțumesc. Continuăm. În 2008 ați câștigat fotolul de deputat PSD Teleorman. În 2010 presa a citat un raport de monitorizare a activității parlamentare realizat de Institutul de Politici Publice, în care dumneavoastră ocupați locul întâi în topul chiulangiilor la vot. Chiar dacă aveți o licență în drept, din același raport a reieșit că ați avut doar 7 inițiative legislative și că ați luat cuvântul doar de 4 ori în plen. Jurnaliștii mai subliniau că nu ați trecut nici măcar o zi prin circumscripția pe care ați reprezentat-o în Parlament până în 2012. Atunci ați renunțat la funcția de deputat pentru a candida la postul de primar al sectorului 3. Sunteți de 3 mandate primarul sectorului 3 din București. Urmează întrebarea. Ați chiulit vreodată de la primărie? Nu. Nu e... Da? Să chiulești de la primărie. Ați făcut o mulțime de afirmații acolo. Nu eu, presa, să știți. Ok, de acord. Știți, știți mai bine decât mine ce înseamnă presa. Când am trecut eu prin colegiu unde m-am ales ca parlamentar, nimic mai fals. Chiar foarte fals. Inițiative decât să ai, am văzut anumite abordări de genul, bă, haide, aici aș vrea o virgulă în plus, aici aș vrea o reformulare.
ca să dea bine la CV, uite câte inițiative, vezi, Doamne. Nu, mi-amintesc că am avut câteva inițiative care la final m-au și descurajat că nu prea au trecut. Chiar dacă exista o majoritate și o perioadă de timp aveam PSD, era într-o majoritate în Parlament, dar doar o perioadă scurtă de timp, în 2009. În rest, am fost opoziție și am mai prins puțin pe mandatul lui Ponta în 2012. Iarăși, chestiunea cu votul final, eu am fost în Parlamentul francez. Acolo fiecare parlamentar are câte un card. Știți cât de... ce sentiment inutil ai să stai acolo în plen și nici nu știi ce votezi? Acum pe bune, că noi de primar că semnezi ce nu știi. Că e adevărat din cauza faptului că așa e legislația. Te pune să semnezi totul acolo. În Parlament să ridici mâna pe niște chestiuni pe care nu le cunoști, că le știi pe cele care au fost la tine în comisie, pe celelalte nu le știi. Vă dau timp. Da, în Parlamentul francez, parlamentarii își lasă cardul liderului de grup și zice, eu am atâtea voturi, sau ce își rezolvă problema. Altfel e un simulacru nefericit. Te duce într-o senzație de inutilitate. Ceea ce am încercat toată viața mea să nu ajung în astfel de situație, adică să fiu inutil. Să duci acolo și îți dictează și aia faci. N-ai cum să știi tot ce să... că e mult. Și atunci te uiți la lider. Cred că trebuie îmbunătățit sistemul. Am notat, mulțumesc, continuăm. În 2014, în perioada primului dumneavoastră mandat, primăria sectorului 3 a cumpărat hala la minor, parte a ansamblului industrial Malaxa. Presa notează că pentru reabilitarea construcției, primăria a investit 133 de milioane de euro. În ultimul deceniu, destinația halei s-a schimbat de la un an la altul, fiind, cel puțin pe hârtie, parc de știință, cartier cu 25 de blocuri turn, sală de spectacol, spital și mall. La finalul anului trecut, în vreme ce dumneavoastră îi invitați pe români la Târgul de Crăciun organizat în hala la minor, ISU București anunța că nu există autorizație de securitate la incendiu pentru această locație. Interesant este faptul că familia Negoiță a cumpărat în ultimii ani parcelă cu parcelă, 12 hectare de teren lângă hala la minor. Vreau să știu dacă realizările dumneavoastră la primărie îi impulsionează pe membrii familiei dumneavoastră să investească în zonă. Urmează întrebarea: cât de profitabilă este politica pentru afacerile familiei Negoiță? Este foarte nocivă politica pentru afacerile familiei. Să știți că sprijinul real îl am eu, nu familia. Eu, în sensul obiectivelor pe care le am ca primar al sectorului 3. Eu am făcut nenumărate întâlniri și nu ezit nicio secundă să mă întâlnesc cu posibil potențial investitori în sectorul 3. Un oraș nu se poate dezvolta fără investiții. Iar eu, privindu-vă în ochi, vă spun cât am insistat de fratele meu să investească în sectorul 3 și nu în altă parte, pentru că nu-i normal să dezvolte alte zone în detrimentul sectorului 3. Și eu sunt recunoscător de fiecare dată când investește un cent în sectorul 3, nu doar fratele meu îi pără de cunoștință, ci tuturor celor care investesc în sectorul 3, pentru că avem nevoie de bunăstare, avem nevoie de progres, care nu pot exista fără investiții. Și da, hala la minor, trebuie să comentez puțin. Este foarte neadevărat ce se spune acolo. Astăzi, când discutăm, sunt peste 100 de milioane în conturile societății, iar acel credit n-a fost accesat niciodată. Este un credit aprobat, iar unii, hai să nu le zicem ticăloși, dar eu nu știu cum să le spun altfel, pentru că atunci când faci niște afirmații cu rea credință, știind din start că ce spui tu e o minciună, aia nu e ticăloșenie, cum să o numesc. Pentru că, repet, este neadevărat când lansează această sumă de 130 de milioane de euro, că n-am fost hotărâți, iarăși este la fel de cu rea credință, la fel de fals, pentru că în realitate ele sunt cu toate acolo.
și de la primărie și săl de spectacol, de sport, de cultură, de comercial, de sănătate. Am văzut bună oară că spuneau unii câte spitale s-ar fi făcut cu banii de pe hală la minor. De parcă zici că etalonul nostru este un spital. Vreau să o spun cât se poate de direct că în 2020, în plină pandemie, când eram aproape gata cu hala la minor, am oferit o adresă scrisă către Ministerul Sănătății, mulțumesc, și către guvern, în care spuneam: domnule, noi vă oferim hala la minor, care uite ce facilități, uite cât de mare. Știați că este cea mai mare clădire din România după Palatul Parlamentului? Da, care e a doua clădire din lume ca mărime. Și ok, o să închei. Deci, repet, este un proiect care, cu toată supărarea adversarilor, este un proiect frumos și este vorba de istoria României. E prea scurt timpul ca să discutăm despre un proiect atât de mare și atât de important cum este hala la minor. Bine, mulțumesc, continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Anul trecut, Agenția Națională de Integritate a anunțat că va reclama la DNA pentru că v-ați folosit de funcție pentru a încheia contracte cu firme în care părinții și fratele dumneavoastră dețin diverse poziții. ANI susține că în perioada exercitării mandatelor 2016-2020 și 2020-2024, societățile publice ale sectorului 3 au semnat 4 contracte cu companiile în care sunt implicați membrii familiei dumneavoastră, și anume un contract de închiriere mijloace de transport, un contract de vânzare-cumpărare a unui autoturism second-hand, un contract de închiriere a unui teren de 2930 de metri pătrați, precum și un contract de închiriere utilaje și echipamente în care părinții și fratele dumneavoastră dețin calitatea de locator. Urmează întrebarea roșie. Sunteți vinovat? N-am nicio treabă. De altfel, ridicolul situației este acela în care ANI, scopul existenței ANI, acestei instituții, este de a verifica incompatibilitățile. Da, este fix așa. De aceea există dânși. Păi de ce o trimit la DNA? Repet, Agenția Națională, hai să citim actul de înființare, să le citim statutul. Fix pentru asta există. Pentru că în realitate acolo nu există nimic. Și au vrut doar să facă o gălăgie așa, vă, ce negoiță ăsta. Vedem că în sondaje, poate că are vreo idee, haide să-i mai dăm noi una, așa, ca să, de control, așa, ca să-i luăm gândul. Să-și dorească altceva. De a mai candida. Nu, să-mi doresc eu altceva, probabil, nu știu. Încerc să-mi dau seama ce vor să fie lucrurile astea. Pentru că, repet, este nonsens. Tu, ANI, este scopul existenței tale. Cum să dai tu dosarul ăsta spre cercetare către DNA? Da, este foarte complicat să comentez eu astfel de acțiuni în care îmi dau seama cam cât de șubrede sunt în anumite situații instituțiile statului. Și că anumite interese din astea meschine răzbat așa pe neașteptate din interiorul lor. Da, să așteptăm ca DNA să cerceteze, să vadă dacă din tot ce a spus ANI acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, dacă există vreo formă de adevăr. Vă asigur că nu. La întrebarea dumneavoastră, nu. Nu există nicio formă de adevăr. Nu am făcut ceva de incompatibilitate, cel puțin din ce îndrugă pe acolo ANI. Bine, am notat, mulțumesc. Continuăm. În 2011 erați deputat social-democrat în Parlamentul României și spuneați așa: în politica românească, eu personal nu practic sexul oral. Au trecut de atunci 13 ani. S-au schimbat președintele țării, s-au schimbat guverne și au fost multe furtuni pe scena politică. Dumneavoastră nu mai sunteți membru PSD și mai aveți 9 luni din cel de-al treilea mandat de primar al sectorului 3. Vreau să știu care este cel mai mare compromis pe care l-ați făcut. Urmează întrebarea: cum vă protejați în politică? Ok, înainte să răspund,
îmi dau seama că anumite chestiuni pe care dumneavoastră le citiți înainte acolo n-au nicio legătură cu mine. Dar cum anume mă protejez în politică? Foarte bună întrebare și vă mulțumesc pentru ea. Cred că singura modalitate corectă de a ne proteja în viață în general, dar mai ales în politică, este un set clar de principii de la care n-ai voie. Care sunt principiile dumneavoastră în politică? Wow! Hai să enunț câteva. Vă rog. Să fiu corect în primul rând față de mine. Și evident față de ceilalți. Să mă respect pe mine și nu în ultimul rând să-i respect pe ceilalți. Cred că astea sunt cele mai importante și să-ți definești până la urmă care e rolul tău și să îndeplinești fundamentul existenței. De exemplu, cât eram parlamentar, acolo ești pentru a încerca să ajuți zona deliberativă, ca legile să iasă cât mai... La ce știam eu atunci, făcând primii pași în politică, nu eram vreun expert. Acum, în primărie, lucrurile sunt și mai bine definite. Atribuțiile pe care le ai, pe care le am, așa cum spuneam mai devreme, să îmbunătățim viața comunității pe care suntem chemați să o gestionăm. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Despre familia dumneavoastră, presa a scris că ar fi membră a Bisericii Adventiste. Conform doctrinei, adventiștii nu lucrează de vineri de la apus până sâmbătă seara. Așa s-ar explica declarațiile făcute presei de apropiații fratelui dumneavoastră, fost investitor la Dinamo, care au spus așa: Ionuț Negoiță nu a fost la niciun meci pe care Dinamo l-a jucat vineri. Vorbim de toate meciurile și de acasă și de cele din deplasare. Și despre dumneavoastră s-a spus că respectați normele din manualul Bisericii Adventiste, când la cea de-a doua nuntă, organizată în hotelul dumneavoastră, invitații au stat doar la masă, au mâncat și au băut. Pe de altă parte, deși adventismul interzice divorțul, dumneavoastră ați divorțat de două ori. Vreau să știu dacă sunteți un adventist practicant și dacă respectați regula de a da bisericii 10% din veniturile dumneavoastră. Urmează întrebarea. Câți bani dați bisericii anual? E o chestiune personală. Nu știu să vă răspund cu exactitate, dar nu are legătură cu zecimea. Nu dau 10%. Nu o găsesc principial corectă și am citit Biblia de mai multe ori. Dar cred că avem nevoie de biserică. De biserică în general. Nu de o anumită biserică, aș vrea să se înțeleagă foarte clar. De credință sau de instituție, îmi spuneți? Și. Și de credință și de biserică. Iar biserica nu poate funcționa fără sprijin. Absolut indispensabil. Și cred că este datoria fiecăruia să contribuim pentru normalitate. Normalitatea este să avem. Dacă avem nevoie să mergem, și sunt multe situații în viață când avem nevoie să mergem la biserică, acea biserică trebuie să existe, să fie funcționale. Pentru asta trebuie să ne ocupăm. Și da, nu cred că este pentru... Chiar dacă văd și eu că există, inclusiv sau mai ales în zona publică, blam împotriva bisericii, că eu cred în necesitatea existenței bisericilor. Mulțumesc. Continuăm, mergem cu o întrebare roșie. În primăvara anului trecut spuneați că este foarte posibil să candidați pentru al patrulea mandat. Presa a subliniat că ar fi și păcat de banii cheltuiți să nu intrați în curs, având în vedere că în 2019 și 2020, numai puțin de 12 milioane de lei din bugetul sectorului 3 ar fi ajuns la mai multe televiziuni și posturi de radio naționale pentru promovarea în prime time a campaniilor dumneavoastră locale. Și în 2023 v-ați cumpărat spațiu de promovare la un post de televiziune, unde în vreme ce dumneavoastră sunteți scutit de atacuri, toate atacurile noastre politice sunt
intens mediatizate. Însuși viceprimarul sectorului 3, Lucian Judele, confirma la începutul acestui an, îl citez, 6 milioane de euro din banii cetățenilor sectorului 3 pentru ca Negoiță să își spună aberațiile la televizor, fără să fie contrazis. Urmează întrebarea roșie. Cumpărați bunăvoința presei cu bani de la stat? Nu. Nu. N-am făcut asta niciodată. Nu consider demersul nici în regulă, dar, da, finanțăm campanii. De exemplu, 80% din învățământul dual din București este în sectorul 3. Da, cred cu tărie că avem nevoie de schimbare de mentalitate și noi trebuie să contribuim la chestiunea asta. Am finanțat proiectele în care am crezut. Și da, presa nu face servicii degeaba. Dumneavoastră, sunteți în presă, nu faceți servicii degeaba. Adică. Niciodată. Dacă ne dați spoturi, ne dați promovare fără bani, ziceți că e o știre bună. Adică noi vrem, noi ne dorim asta. Nu, am făcut campanii publicitare. Am urmărit niște obiective foarte bine determinate. Și cu siguranță, cred că dumneavoastră v-au rămas întipărite anumite campanii publicitare de promovare a anumitor obiective, gen renunță la dăm și mie, învață o meserie, avem nevoie de bucătare, avem nevoie de vopsitori, avem nevoie de instalatori și de electricieni. Nu putem fi cu toții doar economiști și avocați. Campania cu fi cu noi, nu fi cu noi. Da, curățenia nu e o chestiune care să țină doar de primărie. E o chestiune care ține de fiecare dintre noi. Și sunt campanii în care am crezut și sunt absolut necesare și este absolut legal și normal să le finanțăm. Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Vom merge cu ultima întrebare și este o întrebare roșie. În august 2018, la propunerea dumneavoastră, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat înființarea Direcției Generale de Salubritate în cadrul primăriei. Prin urmare, Rosal, compania care asigurase până în acel moment curățenia, și-a suspendat activitatea, iar în scurt timp străzile s-au umplut de gunoaie, motiv pentru care internauții v-au poreclit primarul Gunoiță. Surprinzător a fost faptul că în 2022, procurorii DNA v-au trimis în judecată sub acuzațiile de abuz, instigare la abuz în serviciu și complicitate la fals intelectual, după ce au descoperit că în 2013 dumneavoastră ați aprobat, întocmit și semnat o serie de acte care vizau prelungirea nelegală a contractului de salubrizare cu încă 10 ani a operatorului de salubritate Rosal Group. Vreau să știu ce miros au banii. Urmează întrebarea roșie. Sunteți un primar curat? Da. Chiar sunt un primar curat. În sensul în care tot ce am făcut în activitatea mea, mi-am imaginat că există o cameră care mă filmează non-stop și niște microfoane care mă ascultă non-stop. Și apropo de subiectul pe care dumneavoastră l-ați menționat cu această ocazie, înaintea acestei întrebări, da, noi suntem primii care am reziliat contractul cu salubristul nostru, primii din București. Excepție făcând sectorul 1, care era cu 10 ani mai devreme, pe o cu totul altă conjunctură. Astăzi sunt două sectoare din București la... Deci din 2018, noi sunt 2024, 6 ani mai târziu, sunt două sectoare în București care merg pe contractele vechi și n-au nicio problemă cu DNA. Noi primii care le-am reziliat. De altfel, apropo de prieteni și oameni care vin să ne dea informații, au zis că tocmai de asta avem acest dosar, că am reziliat contractul cu salubriști. Da, sunt un primar curat. Chiar dacă e greu de crezut treaba asta, dar vă spun o chestiune în sprijinul acestei afirmații. Cât de prost să fie unul să-și riste libertatea fără să aibă nevoie de asta. Adică
Nu am venit la primărie că n-am ce mânca. Nu am venit la primărie că n-aveam un confort. Nu am venit la primărie că aveam nevoie să mă căpătuiesc. Nu, nici vorbă de așa ceva. Nu am nevoie de niciuna din toate lucrurile astea. Și mă consider un om suficient de orientat și suficient de inteligent ca să nu mă risc la ceva de genul ăsta. Și vă mai spun o altă chestiune. Apropo de ce m-ați întrebat mai devreme, e o chestiune care ține de demnitate. Am citit într-o carte de bune maniere o chestiune foarte surprinzătoare. Și o să vă redau ce am citit acolo. Zice, imaginează-ți că ești în prezența unei persoane pe care o respecti foarte mult. Încearcă să-ți imaginezi ce ai face și ce nu ai face în prezența acelei persoane. E important să reușim să ne facem acea listă cu ce am face. Ultimele 3 secunde. Și cu ce nu. Morala, știți care e? De ce n-ai fi tu, de ce n-aș fi eu acea persoană pe care să o respect foarte mult? Vă asigur că eu sunt acea persoană pe care o respect foarte mult și din respect pentru mine nu fac multe din ceea ce unii oameni sunt convinși, nu cred, sunt convinși că le fac. Vă asigur că nu. Mai candidați la un mandat? Am zis că da. Am notat, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Mulțumesc, domnule primar Robert Negoiță, pentru disponibilitate, pentru faptul că ați fost aici, la mine, la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc, văd acum un tabel, ați răspuns celor 40 de întrebări cu o singură excepție, întrebarea cu numărul 23, unde ați avut un răspuns, dar nu a fost complet. V-am întrebat de ce ați divorțat a doua oară și nu mi-ați dat motivul, mi-ați spus doar că a fost greșeala dumneavoastră în totalitate. Vă dau acum ocazia să răspundeți o dată sau dacă puteți, vreți să declinați din nou răspunsul la această întrebare, nu, o să notez. Nu am declinat și nu am ce declina. Repet ce am mai spus și mi-asum. Vina îmi aparține. Ok. Din cauza mea și din vina mea nu a mai mers. Am înțeles. Nu mai avem niciun minut pe care să vi-l ofer acum la final de emisiune. Ați epuizat toate minutele pe care noi le avem la dispoziție pentru cele 40 de întrebări, așa că va urma direct evaluarea mea. Vă cunosc de foarte mult timp, dar trebuie să recunosc că nu vă știam deloc, așa cum am descoperit în această seară. Ironic, cu simț al umorului, foarte stăpân pe sine și foarte sincer la niște întrebări la care nici măcar eu nu mă așteptam că veți fi atât de franc. Vă mulțumesc pentru că ne-ați spus aici la 40 de întrebări că sunteți tatăl a 5 copii. M-ați emoționat cu câtă candoare vorbiți despre familie și despre bucuria de a avea copii. Și am apreciat să văd că am în fața mea un om care a demonstrat de-a lungul timpului că știe să facă business în mediul privat, cu toate controversele care au existat pe marginea acestui lucru, dar care lasă multe în urma lui ca primar. Ce va fi în viitor, nu știu, vom vedea. Și eu locuiesc pe raza sectorului 3, așa că să vedem în campanie, domnule Negoiță, și vom discuta atunci, mai aproape. Mulțumesc. Și încă o dată vă mulțumesc pentru invitația în emisiune. O apreciez foarte mult și cu mare drag oricând la dumneavoastră. Mulțumesc frumos, Robert Negoiță. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!